Mi-a spus că trebuie să-i dea ceva lui mami, că să vină la primărie. Și mi-a arătat acolo că trebuie să-i dea lui mami, să vină a doua zi. Și a început să-mi pună una pe mine. Și mi-a spus că dacă am relații și așa, și a zis că da, ca să scap mai repede. Și a spus că sunt frumoasă, că nu știu ce, că eu acum te privesc ca pe fata mea, sau nu mai știu cum a spus exact. Și ce m-a ridicat, eram pe canapea acolo la el în birou, m-a ridicat ca să plec. Și Chiozan era la el în mașină. Și a zis că eu știu că acum vine weekendul, trebuie să ai și tu bani în buzunar și să-mi dea 2 milioane. Și i-am spus că nu, că nu vreau, că nu-mi trebuie, că nu-i accept, că nu știu ce. Și a zis că mi-a întins așa mâna lui și după aceea mi-a luat mâna mea și că ia-i de aici, ia că știu că ai nevoie de ei. Și a zis că nu, chiar nu am. Și după aceea mi-am băgat în buzunar gen în spate la blugi. Da, la blugi. Și i-am scos de acolo și a zis că nu, și am pus pe birou acolo. Și a zis că te rog frumos, ia-i considera așa din partea mea, nu mai știu cum. Din partea primăriei. Da. Așa și mi-a băgat acolo și să plec. Și a zis, hai că te las eu. Și mi-a spus să-i dau numărul de telefon ca să o sună, să o sune pe mami. Să mai știu ce a zis, i-am dat. Și m-a lăsat la uliță acolo și am plecat eu, ca s-a plecat el. Și după aceea am dat a doua zi mesaj cu ocupată și am zis că da. Și a spus, ok, poate altă dată. Și i-am zis, nu există altă dată, vedeți-vă de treaba dumneavoastră. I-am dat pluc și atâta. Dar mai ai conversația cu el? Conversația nu mai am. Ai șters-o? Da. Și da, ție ce ți-a zis? Păi, mă duceam la profi și eram pe acolo, știi, unde intri pe strada aia la teren, unde fac o aia. Ah, da, așa. Iese după strada aia și... Era cu mașina? Da, și oprește la mine. Și eram cu Fraxul. Așa. Și îmi zice el, unde sunt prietenele? Și zic eu, acasă. Și păi nu sunt cu tine? Și zic eu, păi nu sunt, că mă duc până la profi. Și după zice el că o să vreau să vorbim ceva. Și după îmi zice că o să vreau să-mi dai numărul tău de telefon. Și după zice el, da, poți să-mi dai chiar acum. I-am dat numărul de telefon și am zis că o să vreau să vorbim. Și zic eu, ok. După am plecat și m-a sunat pe WhatsApp. Și zice, să știi că ăsta e numărul meu de telefon. Și zic eu, ok. Dar mesaje și astea nu mi-a dat. Dar mai ai apelul de la el? Pe WhatsApp? Unde te-a sunat el prima oară? Mi se pare că da. Și cu tine doar nu e la banii. Atunci, el lăsa banii acolo, pe masă. Pe birou. Până la urmă a luat banii, pentru banii, că a insistat. Da, deci el lua banii. Da, dar a încercat să te pupe ceva? Da, dai voie să te săru și am zis că nu. Și el a spus ca prieten și așa și am zis că nu. Și a zis să te pup pe obraz. Și cine mi-a făcut așa cum ar veni să-mi tragă și m-a pupat așa, dar gen eu stăteam... A, și te-a prins așa de gură, să zic așa, de bot, de cap. Da, exact. A, de cap așa cu totul. Și a, da. Și a încercat să te pupe. Da, și a întors, obraz. Capul. Și a întors capul. Da, și pe obraz. Te-a pupat pe obraz la urmă. Da. Și am zis și lui tati și lui mami și așa și a doua zi să mergem să îi ducem banii. Și am mai auzit o fază. Stai, și la urmă, maică, dacă te-ai ce au zis? Mami cu tati a spus că dacă ne ducem, nu are ce să-i facă pentru că, na, n-avem ce să-i facem până la urmă. Deci stai că tot știe. Da, stai seama. Și nu aveai dovezi. Gen, venise unul la tata și a zis că vrea să-l dea jos pe primarul și a zis că umblă cu două fete. Și gen, noi ne întrebam, gen, fetele alea nu mai au tată. Și noi ne întrebam, de unde au ele mereu bani? Noi le-am întrebat pe ele și au zis că nu. Dar câți ani au alea? Păi una are 13, una 14. Și tu câți ani ai? 15. Și tu? 14. Mamă, și alea cât au? 13 și 14. Și alea au mesaje și astea de la primarul, nu? A, nu știu. Dar nu prea, n-ați vorbit așa? Nu, decât le-am întrebat că am auzit că trăiesc ele cu primarul și astea și zici că... Trăiesc, cred că au bani, adică... Le întreține așa. Le întreține. Și? Și a zis că nu, că treacă cu primarul. N-au negat. Îți dai seama că nu au recunoscut.